Bun găsit, prieteni! Sper eu că sunteți așa așezați comod, că poate aveți ceva așa alături, un pahar care să vă relaxeze după o zi întreagă. Bun găsit tuturor! Astăzi, din tot sufletul, vreau să vă ofer o întâlnire cu poate unul dintre cei mai carismatici și mai interesanți soliști pe care i-a dat vreodată muzica mondială. O să fug în timp, o să merg înainte și înapoi prin această istorie a muzicii unui artist atât de complex și atât de interesant încât evident că nu te poți rezuma la el la o singură întâlnire de 30 de minute, să zic. Dar să ținem cont de faptul că astăzi o să povestim numai despre Freddie Mercury. Nu o să mergem și la Queen, o să ne oprim strict la Freddie Mercury și o să povestim despre el. Aș vrea să încep astăzi cu una dintre melodiile puțin difuzate și puțin ascultate, în ciuda faptului că e Freddie Mercury și că el a fost solicitat în 1984, a fost solicitat de Giorgio Moroder să vină alături de el când Moroder a fost rugat să recompună coloana sonoră a unui SF. Acest SF se numește Metropolis și Moroder a fost rugat să recompună muzica pentru film. Pe lângă piesele pe care le-a făcut chiar Moroder și sunt în coloana sonoră a filmului, avem și această piesă Love Kills a lui Freddie Mercury și ușor, ușor o să povestim despre această istorie absolut fabuloasă. Da, Freddie Mercury, unul dintre artiștii care ne merge la suflet astăzi. Ia să punem așa să vedeți discul cât mai bine. Ok, din coloana sonoră a filmului Metropolis, vă spuneam, film pe care Giorgio Moroder a avut ocazia să-l pregătească cu toată coloana sonoră. Ei bine, filmul, dacă nu l-ați văzut, acesta e afișul de film, ca să vă faceți o idee, da? Dacă nu l-ați văzut, nu e chiar așa grozav. Stați, nici n-ați pierdut nu știu ce, dar vocea lui Freddie este absolut fabuloasă ca în orice interpretare. Despre Freddie trebuie să spunem că astăzi o să încerc să vă zic din lucrurile mai puțin cunoscute și mai puțin folosite. Sunt convins că ați văzut filmele documentare. Sunt mai multe documentare care circulă despre Freddie, inclusiv filmul în care Rami Malek a obținut atâtea premii și filmul și Rami Malek ca interpret în rolul lui Freddie Mercury. Freddie Mercury născut în Zanzibar pe 5 septembrie 1946, Zanzibar ulterior devenit Tanzania în 1964, când a avut loc o lovitură de stat și au scăpat, să spunem, de ocupația britanică. Această dată de 5 septembrie, interesant este faptul că a fost preluată și cei care au fost cei mai activi în domeniu au fost elvețienii care de la început, după plecarea lui Freddie în 1991, pe 24 noiembrie, știți că chiar cam la această oră, fix cu 20 ani în urmă, Freddie ne părăsea. Da, n-am ales întâmplător ziua și ora, s-a întâmplat să fie ora, dar ziua nu e întâmplătoare, Freddie ne părăsea exact cu 29 de ani în urmă. Vă spuneam că cei de la Montreux, în Elveția, după ce au pus o statuie, lumea de pe tot globul a venit și a început să aducă ofrande, să spunem așa. Ei bine, au reușit să organizeze atât de bine lucrurile în continuare, încât la un moment dat, acest 5 septembrie a devenit a National Day, Freddie Mercury National Day, care se serbează în Elveția. De altfel, pe tot globul, în data de 5 septembrie, sunt o mulțime de acțiuni foarte frumoase. Aceste acțiuni se numesc Freddie Mercury for a Day. Toate acțiunile strâng bani și banii se duc la fundația pe care Mercury a făcut-o. Este vorba despre Mercury Phoenix Foundation. Da, am început așa în această zonă pentru că domnul Freddie Mercury e unul despre care putem povesti la nesfârșit. Spuneam de data de naștere, spuneam de 5 septembrie. Acesta este certificatul de naștere a lui Freddie Mercury, cu toate bâlbele pe care le-au făcut funcționare, în ciuda faptului că tatăl său era și el tot funcționar guvernamental al Imperiului Britanic
era contabil, este adevărat. Vedeți că acolo sunt și niște greșeli făcute. În orice caz, pe acest certificat de naștere, lucrul care ulterior așa pe mine m-a făcut cumva să zâmbesc, dacă vezi numele său, Faruk Bulsara, numele său din certificatul de naștere. Ei bine, în certificatul de naștere este trecută naționalitatea indiană și este trecută originea Parsi. Această origine Parsi, de altfel, nu e trecută chiar întâmplător, pentru că ei, ca religie, în acel moment se sprijineau foarte mult pe mai mult, de fapt, în zonă erau mai multe religii. El a fost Zoroastru, toată familia lui a fost Zoroastru și, deși Freddy nu a fost practicant Zoroastru și nu a mers în această zonă, totuși, în 24 noiembrie 91, în momentul în care Freddy ne-a părăsit, un preot Zoroastru a ținut toată ceremonia, cenușa după incinerare i-a fost predată. Da, hai să nu ajungem până acolo, o să dau o firul cu cenușa și cu ce s-a întâmplat, o să-l dau mai pre sfârșitul întâlnirii noastre. Ei bine, în certificatul de naștere, care vă spuneam, dacă o să vă uitați în partea de jos a certificatului, ce m-a făcut așa să zâmbesc, este trecută inclusiv profesiunea tatălui. De ce o fi trecută profesiunea tatălui, nu știu, pe de o parte. Pe de altă parte, este trecut la mamă, este trecut iarăși, în plus, este încă o chestie trecută, este numele de domnișoară. Uite că și chestia asta era trecută într-un astfel de certificat de naștere. În fine, mai puțin important acest lucru. Trebuie să mergem în zona cu muzică, pentru că acest lucru ne caracterizează. Am pregătit, spuneam astăzi, ne raportăm strict la cariera solo a lui Freddie Mercury. El, dacă țineți minte, a început să lucreze cu cei de la Queen, a început să lucreze în 1970 cu Taylor. Au făcut prima lor trupă, au făcut Smile, dar ei n-au avut succes, evident, câțiva ani. El a încercat și solo în 72, a făcut două piese sub numele de Larry Lurex. Aceasta a fost încercarea sa, o încercare din care n-a ieșit. E adevărat că Freddie avea deja, ca să spun așa, avea o experiență în a cânta, pentru că în momentul în care el a făcut liceul, el de la 9 ani a învățat să cânte la pian, la sugestia tatălui, și făcând școala în India, făcea, să spun așa, o navetă. Prima trupă pe care au făcut-o în școală. Trupa din școală s-a numit Hectics. Această trupă, îl vedeți pe Freddie, este chiar în mijloc, acolo la poză. E bine, când a făcut Hectics-ul, ca și repertoriu, nu aveau decât piese pe care le ascultau cu foarte mare greutate. Țara era atât de... și liceul la care învăța era un liceu de băieți, era atât de strict încât nu aveau dreptul la nimic. La un moment dat, unul dintre băieții din Hectics povestea că ca să poată asculta muzică, trebuiau să se furișeze cumva până în cancelarie și să asculte la un post de radio câte ceva ca să audă muzică. Cântau rock and roll-uri, cântau piese la modă pe atunci, iar Fred era la pian. El învățase pianul, spuneam, de la 9 ani începuse și ulterior a început să-și dezvolte și abilitățile la chitară. Deși Brian May ceva mai târziu spunea că Freddie nu știa să cânte la chitară, cât așa, nu știa, dar compozițiile, de exemplu, We Will Rock You, compusă de Freddie direct pe chitară. Pe chitară a fost făcut acest lucru. În fine, după acest Hectics, în 64, familia a emigrat în Anglia, pentru că, spuneam, în Zanzibar, în Tanzania, ulterior, a avut loc o lovitură de stat, nu s-au simțit în siguranță. A terminat acolo partea întâia de studii. Partea a doua de studii, Freddie a făcut un liceu de artă. Să știți că el a fost unul dintre cei talentați. Colegii lui din Hectics își aduc aminte, când el era chiar în liceu, că a fost și foarte bun sportiv. Deci el a fost înotător, a fost ciclist, a făcut box. Unul dintre băieți care își aducea aminte că nu se lăsa într-un meci de box în care cam fusese bătut măr și plin de sânge, nu s-a lăsat, s-a ridicat de jos și a luptat până la capăt. Acesta era Freddie. E bine, a jucat și hockey. Acum, hockey, vorbim de India, deci hockey pe iarbă. Probabil sunteți familiarizați cu acest lucru. În Anglia, el a urmat
un liceu de arte. Un liceu de arte care ulterior i-a permis lui Freddy să își arate talentul. Dacă, nu știu dacă mai țineți minte sau sunteți familiarizați cu logo-ul formației Queen. Ei bine, acesta este logo-ul formației Queen pe care Freddy l-a făcut. Acest logo are la bază ideea prin care litera Q, o vedeți central, alături de o pasăre Phoenix care păzește întreaga construcție acolo făcută de Freddy. În construcție sunt așa, 2 lei. El aici de fapt a pus zodiile colegilor săi. E, și atunci în aceste zodii sunt 2 lei. Sunt două zâne pe care le vedeți jos. Zânele sunt din zodia Fecioară, care e zodia lui Freddy. Cei 2 lei pentru Brian May și Roger Taylor. Și pentru John Deacon este acolo sus, așa, este racul. Iar deasupra pasărea Phoenix și litera Q pe care se sprijină întreaga construcție. Deci el a făcut acest logo și logo-ul, una peste alta, a rămas al formației Queen până la această oră. Eu o să mă îndrept spre o altă piesă în acest moment, o piesă extrem de cunoscută. Acesta a fost și titlul pe care îl gândeam noi astăzi. I Was Born to Love You. Freddie Mercury din 1985, din albumul Mr. Bad Guy. Mr. Bad Guy, titlul, să știți că Bad Guy nu se referă la el. Bad Guy este un motan. Freddie Mercury a iubit enorm de mult pisicile, enorm de mult pisicile. Sunt numai puțin de 2 melodii pe acest album dedicate pisicilor. La un moment dat avea 10 pisici, dacă nu greșesc eu. I Was Born to Love You, piesa lansată în 1985 de pe primul său album solo, de pe Mr. Bad Guy. Trebuie să facem permanent această trecere în revistă a ceea ce se întâmpla în timp. Spuneam că a făcut un liceu de artă și după ce a făcut acest liceu de artă, l-a terminat în 1969, încercând prima dată alte două meserii. A avut un magazin de haine de second hand și în plus a lucrat ca bagajist la aeroportul Heathrow din Londra. Faptul că a fost bagajist și că a fost în Heathrow i-a determinat pe colegii săi în 2018 să facă un flash mob și pe muzica compusă de Freddie Mercury în aeroportul Heathrow s-a făcut un flash mob, un flash mob pe care, dacă evident sunteți curioși, îl puteți găsi pe internet. Un flash mob în care lumea a rămas absolut uluită de cât de mult au lucrat ei pentru acest lucru. Și acum poate că ar fi bine să ne aducem aminte și de restul familiei lui Freddy și de părinții săi și de sora sa și de faptul că el i-a iubit permanent. I-a iubit permanent și foarte foarte apropiat a fost de ei. O să vă las chiar să vă bucurați de câteva imagini. Iată-l pe Freddy cu mama sa. O imagine absolut superbă. Cu sora sa, cu Kashima, surorii sale în 1972 la cununie. Freddy a fost cavaler de onoare, să știți că a fost cavaler de onoare pentru sora sa. Iată-l și pe Freddy la liceul de băieți, deja tânărul adolescent Freddie Mercury, în momentul în care încerca să cânte în două trupe, în Ibex și Sour Milk Sea, se întâmpla în 1969 și 70. Iar acum deja în toată splendoarea Freddie, în partea finală a carierei sale. Dar numai 45 de ani a trăit Freddie, ce să zic... Asta e, atât a fost să ardă această flacără. Acum o să caut să trec în continuare la alte piese care le-am pregătit. Să știți că dacă tot timpul
alerg printre melodii și caut una sau alta dintre piese, descoperind de fiecare dată câte ceva, nu face altceva decât să mă ajute să vă ofer și dumneavoastră lucruri la fel de bune calitativ. Melodia pe care vă ofer este piesa compusă de Freddy. Varianta originală este din același album, din Mr. Bad Guy. Albumul Mr. Bad Guy, care din păcate nu s-a bucurat de un mare succes comercial, să spunem așa. Acesta este Living on My Own în varianta originală, în varianta de început. Este un Freddie Mercury care îl recunoaștem foarte simplu și în calitate de compozitor și în calitate de interpret. Da. Aceste albume solo, evident că nu au făcut altceva decât să ducă la multe discuții între el și colegii săi, mai ales că ei la un moment dat au fost extrem de nemulțumiți, așa să spunem, colegii săi, pentru că Freddie Mercury a reușit să semneze în calitate de solist contracte care aveau, din punct de vedere financiar, o valoare mai mare decât cele pe care reușise formația Queen să le semneze, ceea ce na, a atras o serie de animozități. Aș vrea să povestim un pic ce ar trebui povestit, un pic ar trebui povestit despre vocea lui Freddie Mercury. Dacă lumea a fost atât de cucerită de vocea lui Freddie, este pentru că are ceva deosebit. Este unul dintre puținii artiști din lume care a fost studiat de cercetători, deci a fost studiat de experți în domeniul audio, care au vrut să înțeleagă de ce are asemenea succes și de ce vocea lui Freddie este atât de bună. În general, el vorbea ca bariton, deci emisia sa vocală de vorbire era bariton, însă în interpretare avea voce de tenor. Uzual, vocea unui tenor ca frecvență de redare este undeva între 6 și 6,5 Hz. Aceasta este frecvența. Ei bine, Freddie Mercury nu s-a încadrat, deși era tenor, avea vocea nici de 6, nici de 6,5, nu se încadrează în această gamă. Avea vocea de 7,4. Așa au spus specialiștii, au făcut un studiu în anul 2015 și au ajuns la această concluzie. De altfel, se știe că vocea lui Freddie Mercury acoperă 4 octave. Acum, ce să zic, de exemplu, Mariah Carey spune că are 5 octave. La Mariah Carey n-a făcut nimeni niciun studiu. La Freddie Mercury au făcut studii, este clar, sunt 4 octave. De altfel, specialiștii au spus că nici acolo nu sunt 4 octave complete, dar sunt aproximativ 4 octave. Atât. Aici mă opresc. Deci, frecvența lui nu este nici 6,6, între 6,6,5 ca la un tenor, ci este de 7,4. Iar în anumite pasaje, în anumite interpretări, Freddie are voce de soprană, ajungând până în punctul de soprană de coloratură. Cei care lucrează în domeniu ca profesioniști știu ce înseamnă asta. Și povestind de acest lucru, trebuie să ajung la melodia care ne pune în valoare vocea sa. Și o să îmi pun aici, în fața dumneavoastră, chiar acum, o să pun una dintre piesele care, în mod cert, vă place. N-am cum să nu pun această piesă. Am pregătit-o, uitați-o, este aici, da? Scrie acolo mare Barcelona. Dar cum s-a ajuns la Montserrat Caballé și cum s-a ajuns la Barcelona? Și aici e o altă istorie extrem de interesantă. Impresarul lui Freddie Mercury spunea că de câte ori avea ocazia când ajungeau într-un oraș și nu aveau concert în acea seară, Freddie vroia să meargă să vadă operă. Ei bine, când au fost în Spania, au avut ocazia să vadă un concert Pavarotti. Freddie a văzut Pavarotti și
ca de obicei, a fost extrem de impresionat de ceea ce se întâmplă pe scenă. Nu mai spun că Freddie a avut ambiția și a avut și un rol de dansator, de balerin, într-un spectacol al ansamblului operei regale britanice. A avut în fine, balerin. A fost acolo, că nu putem vorbi ca și profesioniști și amatori, nu sunt egal. Dar a fost în scenă, a avut rolul lui. De asemenea, întâlnirea cu Monserrat Caballé s-a produs după ce, spuneam, a văzut acest concert împreună cu impresarul său și era foarte, foarte mișcat de ce se întâmplă pe scenă. Organizatorul local din Spania atunci a spus să avem și noi în Spania niște voci absolut fabuloase, la care Freddie a zis: vreau să ascult. Și s-a dus la un concert Monserrat Caballé. Acesta a fost momentul în care el a cunoscut-o pe ea. Ulterior, lucrurile au mers atât de bine încât a ieșit super hitul Barcelona. Dar să vedeți că acest super hit Barcelona n-a ieșit atunci pe loc când l-au făcut ei în 1987, l-au imprimat și a fost pus pe disc. Succesul a venit de 2 ori mai târziu. Odată a venit în 1992, când au fost Jocurile Olimpice, iar a doua oară au venit în 1999. Cei care sunt fani fotbal știu, în 99 a fost la Barcelona, a fost o finală a Cupei UEFA, a jucat, dacă mi amintesc eu bine, Manchester United cu Bayern München. Și melodiile, cu acea melodia Barcelona, cu acest ocaz, a fost redistribuită și a intrat în topuri. De altfel, prietenia pe care a avut-o în decursul timpului cu Monserrat Caballé nu s-a stins niciodată. O să vă las chiar o piesă pe acest disc, fața a doua, este chiar cu Monserrat Caballé, în care Monserrat își amintește, am văzut chiar un documentar în care ea își amintește că de câte ori ajungea să cânte în Londra, de fiecare dată Freddie o chema la el acasă și stăteau la vorbe. Iar într-una din seri, Monserrat îi spune: m-a dus Freddie și m-a ținut o zi și o noapte trează, fără să mă lasă să mă odihnesc, fără să îmi dea nimic de mâncare, ci pur și simplu m-a ținut la el în studio și m-a pus să cânt. Și una dintre melodiile pe care Freddie a imprimat-o atunci cu Monserrat a fost piesa pe care o ascultăm chiar acum. Este numai Monserrat Caballé. De altfel, sunt multe dintre piese, există o mulțime de piese pe care Freddie le-a făcut cu alți artiști și care, din păcate, dintr-un motiv sau din altul, nu au ajuns niciodată să fie difuzate. Mai sunt piese cu Monserrat Caballé care nu au fost difuzate și, dacă ne aducem aminte, poate mai țineți minte, dacă nu o să revin eu cu firul, poate mai țineți minte că vă spuneam că Michael Jackson, când a făcut în 1900 albumul Off the Wall, albumul care avea să-i aducă primul succes internațional, l-a sunat pe Freddie și l-a întrebat ce piese ar trebui să scoată pe single ca ordine. Iar Freddie a zis asta, asta și asta. A spus exact ordinea care trebuia, Rock With You, Freddie spunând că ar trebui să fie prima. Casa de discuri n-a vrut așa, a vrut altfel, dar atunci și prietenia lor a adus la un set de imprimări între 1981 și 1983. Michael Jackson și Freddie Mercury au imprimat mai multe piese, niciuna dintre aceste melodii nu a ajuns până în faza de producție, din păcate. O parte din ele Michael Jackson a trebuit să le reimprime. Chiar una dintre piese a reimprimat-o cu Mick Jagger și piesa a fost oferită albumului de la Jacksons. Și acum să mergem în punctul în care Freddie, vă spuneam, tot timpul avea această plăcere de a descoperi piese, de a cânta. El plecase, dacă mai țineți minte, cu Hectics, da? Când era împreună cu băieții, vă spuneam eu atunci că ei cântau împreună rock and roll-uri și cântau piese la modă. Ei bine, aceste piese la modă îi dau o sursă de inspirație lui Freddie Mercury și la un moment dat pune mâna pe un album foarte fain, un album pe care o să vi-l arăt imediat,
al unei trupe de legendă. O să las aici albumul, o să-l vedem imediat. Această formație avea un super hit la acel moment. Vorbim aici, haideți să lăsăm așa, vorbim aici despre Platters. Trupa în sine chiar merită ea o întâlnire și mă gândesc undeva să oferim și lor un spațiu de 30 de minute pentru o întâlnire superbă. Este un album rar, este un album, vedeți, este un album promo care este din First Printing. În general, albumele First Printing ale celor care devin cunoscuți sunt niște albume scumpe și foarte scumpe. Acesta este și motivul pentru care eu am mare grijă de album. Ascultăm Great Pretender, originalul formației Hectic, o compoziție a lui Bam Run. Ei bine, dacă tot vă spuneam că au avut succes, după acest succes, cei de la Platters mai târziu au refăcut albumul și l-au mai vândut odată. De această dată au pus chiar în prim plan, dacă vă uitați, discul de aur cu melodia Great Pretender. Da, Great Pretender obținea și un premiu Grammy, motivând astfel intenția celor de la casa de discuri Simplă de a pune în prim plan la vânzare, că e până la urmă un clou de marketing acest lucru. Nu s-au lăsat și, vedeți, au pus aici premiul discul de aur și ulterior premiul Grammy care avea să-l obțină trupa. După acest Great Pretender al lui Platters, în mod logic ar trebui să ne întâlnim și noi, astea discurile de aici, că ar trebui să ne întâlnim și noi cu Great Pretender-ul lui Freddie Mercury. Și acum să ne întâlnim noi cu Great Pretender-ul lui Freddie Mercury. Ați ascultat varianta originală. Mergem și la varianta lui Freddie în acest moment. Așa. Făcută în 1987 piesa. Piesa n-a fost inclusă, să știți, n-a fost inclusă pe niciun album. El când a făcut-o, a făcut-o ca un single între albume, între Mr. Bad Guy și Barcelona. Piesa a apărut singură. Ulterior ea a fost pusă pe diverse compilații, dar Great Pretender a fost o piesă de sine stătătoare pe care Freddie a lansat-o. De altfel, dacă dăm un pic timpul în spate, ne aducem aminte că din 86 Freddie nu a mai apărut pe nicio scenă. Ei în 1986 au avut ultima apariție la Newport Park. Ei aveau deja vreo 700 de concerte în picioare până în acel moment. Ei bine, aici la Great Pretender aș vrea să descoperim altceva. Este foarte posibil ca dumneavoastră să nu fi auzit niciodată această piesă și nu pot decât să îmi facă plăcere să zic că poate descoperim împreună și alte melodii pe care nu le știți, pe care nu le-ați auzit. E bine, această piesă tot îmi vine să tac și să nu spun nimic, ca să vă las numai să ascultați. Din păcate știu că în secunda în care mă opresc din vorbit, softul Guardian pentru drepturile de autor va opri automat sunetul și atunci nu se va mai auzi nimic. Acesta este și motivul pentru care vorbesc permanent, astfel încât muzica totuși să se audă în fundal, dar să se audă. Această melodie ne arată o plecare de voce din tenor în soprană și soprană de coloratură. Dacă n-ați ascultat niciodată piesa, se numește Exerciții pentru dragoste liberă, Exercises in Free Love. Este fața a doua a acestui album. Este ceva absolut extraordinar. Deci pe mine mă liniștește enorm când ascult această piesă și nu mă las. Vreau să vă las aici să vedeți exact titlul, da? Exercises in Free Love este piesa a doua. Exercises in Free Love. Vreau să las să vedeți așa. Da.
Este Freddie Mercury ce auzim acum, nu este nimic altceva, este exact Freddie Mercury. E adevărat că parcă plutești când îl auzi. Despre Freddie, ce să spunem? Că influența și imaginea și muzica sa rămân permanent la același nivel. Nu există un muzeu de statui de ceară în lume care să nu-l includă pe Freddie. O mulțime de țări au statuia lui Freddie. În Europa de Est, dacă nu mă înșel eu, numai Polonia are o astfel de statuie. Străzi cu numele lui Freddie, festivaluri cu numele lui Freddie. Ba chiar un lucru care mi-a plăcut, în 2017 compania aeriană Norwegian Airline și-a vopsit pe avioane echipul lui Freddie pentru o perioadă și au zburat cu această imagine. Câteodată mă doare și sufăr pentru faptul că români de valoare, măcar unul, doi, trei, care or fi, nu știu să fie plasați acolo sau noi personal nu știm să-i vindem. Și în domeniul sportiv și în domeniul muzical, cât or fi ei, unul, doi, trei, că n-avem mulți. Da, avem acolo. Nu zic neapărat de zona George Enescu, unde nu, să zicem că nu îmbrăcăm zona comercială, nu acoperim și, dar măcar un Gheorghe Zanfir puteam, măcar în zona sportivă unde aveam o Nadia sau o Simona, nu mai zic de un brand de tip național cum e Dracula, n-am știut să-l vindem, să vin alții și fac filme, scriu cărți, fac reportaje și noi nu știm, iar mă uitam norvegenii care și-au vopsit avioanele, toată compania cu chipul lui Freddie. Ce aveau norvegenii cu Freddie Mercury? N-aveau nimica. Știu să se vândă, știu să-și facă treaba. Acesta este Freddie Mercury, Exercises in Free Love. Vă invit cu mare drag să ascultați această piesă. Și după moartea sa, am ascultat ceva mai devreme, țineți minte, Living on My Own, după moartea sa s-a făcut un mixaj extraordinar de reușit, un mixaj comercial. Este mixajul pe care și eu îl folosesc. Acum eu am pus aici pentru ascultat, am pus single-ul, în mod evident. Am pus single-ul, dar există și varianta de maxi-single. Aceasta este varianta pe care eu o folosesc în spectacolele mele. Ei bine, este piesa care îl ține proaspăt, să spunem așa, și în actualitate pe Freddie, chiar în condițiile în care sunt mulți ce nu au ascultat Queen sau nu au auzit de Freddie Mercury. Asta este însă o altă discuție, nu vreau să ne oprim asupra ei. Una peste alta, Freddie Mercury, cel care ne-a însoțit astăzi, rămâne un mit greu de egalat în orice situație și în orice împrejurime. Dacă vă plac întâlnirile mele, prieteni, vă rog să vă abonați la canalul meu de YouTube, care e foarte simplu, e pe numele meu, canalul meu de YouTube, și de asemenea vă rog să distribuiți ce ați văzut în această seară și prietenilor pentru a se bucura și ei de o muzică și o întâlnire pasionantă. Pagina mea personală s-a umplut de prieteni, nu mai pot să mai primesc prieteni, e plină, însă puteți să dați follow la pagină, deci puteți să dați urmărește și atunci va fi extrem de simplu. Living on my own, spune Freddie Mercury, dar noi nu uităm că astăzi am început și avem și acest fragment de fredonat permanent. I was born to love you. Vă mulțumesc, prieteni, că am fost împreună. Difuzați mai departe ceea ce vă place și ne revedem ca de obicei în fiecare marți. Ne vedem în direct în fiecare marți de la 9, dacă nu plouă, așa cum îmi place mie să spun.